Domnilor și domnilor, bună seara! Mă bucur să ne revedem. Suntem în direct la TVR Cluj. Se încheie încă o săptămână cu evenimente deloc de neglijat, în online cei drept, dar organizate de aici, de la Cluj. Profesionalizarea și nevoia reprofesionalizării activității de diplomat au reprezentat temele abordate la Universitatea Babeș-Bolyai în conferința intitulată Diplomația la feminin și organizată de Școala Doctorală Paradigma Europeană. Adesea ne imaginăm că diplomații sunt acele persoane care duc o viață de-a dreptul luxuriantă, lipsită de griji și cu activități prea puțin solicitante. Adevărul este însă că a fi diplomat înseamnă o responsabilitate enormă, studiu intens, multă dăruire și conștiința faptului că rolul tău nu se încheie în momentul în care ieși pe ușa biroului, oricât de lungă sau de dificil ar fi fost ziua de lucru. Ba mai mult, e nevoie de o fină înțelegere a puterii pe care o are comunicarea și mai ales comunicarea interculturală. Discutăm despre acest subiect în prima parte a emisiunii de astăzi. În a doua parte schimbăm registrul și aflăm cele mai proaspete informații despre fondurile europene pe care le are la dispoziție România. Vom vorbi mai ales despre banii pe care țara noastră îi poate atrage în baza așa numitului Plan Național de Redresare și Reziliență, document care încă este, conform declarațiilor premierului Florin Câțu, sub formă de draft. Discutăm așadar în a doua parte a emisiunii despre Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar cu cel care a propus prima variantă acestui draft. Este vorba despre domnul Marcel Boloș, director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest și fost ministru al fondurilor europene. Dar până atunci e o deosebită onoare să salut invitatele primei părți a emisiunii. Este vorba despre excelența sa, doamna Simona Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO. Doamna ambasador, excelența voastră, bună seara, bine ați venit la TVR Cluj. Bună seara, îmi face o reală plăcere să știți și nu sunt doar formală, sunt foarte sinceră. Clujul mi este foarte drag pentru că găzduiește alma materul meu cel iubit. Deci da, plăcerea, mă aveți aproape mereu, să știți. Plăcerea e și de partea noastră și vom reveni la relația dumneavoastră specială, legătura specială pe care o aveți cu Clujul. Și alături de noi se află și doamna conferenția universitară dr. Gabriela Ciot, director al Școlii Doctorale Paradigma Europeană. Bună seara, doamna profesoară, mă bucur să ne revedem. Bună seara, domnule Mihnea Stoica, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt deosebit de onorată și în același timp emoționată să vorbesc despre frumosul eveniment pe care l-am organizat astăzi în cadrul școlii doctorale, având o invitată pe excelența sa, doamna ambasador Simona Miculescu. În primul rând, anticipând data de 8 martie, permiteți-mi să vă urez la mulți ani și numai gânduri de bine și felicitări în același timp pentru activitatea domniilor voastre. Chiar cu acest eveniment aș vrea să începem discuția noastră de astăzi și pentru că excelența voastră ați fost invitatul special al Universității Babeș-Bolyai astăzi, aș vrea să vă întreb cum ați găsit sau, apropo de observația dumneavoastră inițială, cum ați regăsit atmosfera de la Cluj, chiar dacă e vorba despre o atmosferă în online deocamdată? În primul rând, nu vreau să uit să vă mulțumesc din tot sufletul pentru modul foarte corect în care percepeți profesia mea. Am fost încântată să ascult introducerea dumneavoastră, pentru că exact în fiecare zi ne lovim de niște stereotipuri foarte frivole legate de ea. Am regăsit Clujul cu mare emoție. Este una dintre primele invitații pe care le primesc de la Universitatea Babeș-Bolyai și sunt foarte recunoscătoare. Vă dați seama că sufletul meu este cu dumneavoastră de aproape 40 de ani, de când eram studentă și când activam inclusiv în studioul studențesc de radio al Centrului Universitar Cluj-Napoca și Radio Cluj cu domnul Cornel Udrea și Traian Bradea. Deci am amintiri foarte dragi și totodată, dascălul din mine tânjește după relația cu studenții săi, deci cu atât mai mult sunt recunoscătoare doamnei profesor Ciot pentru invitația sa, pentru că am retrăit vremurile faine în care nu eram doar profesor, nu eram doar student, ci eram și profesor. Deci mulțumesc și mai ales că această întâlnire s-a concentrat pe
realitățile profesiei de diplomat. Și asta este foarte important pentru mine. Vreau să discutăm despre aceste realități, chiar și despre stereotipurile pe care le-ați menționat. Înainte de asta, aș vrea să o rog pe doamna profesoară Gabriela Ciot să descrie în mare evenimentul care a avut loc astăzi, cine a participat la acest eveniment și de ce l-ați organizat acum. Mulțumesc, este o întrebare binevenită. Am organizat acest eveniment pentru doctoranzii școlii noastre doctorale, pentru că este o școală doctorală în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene. În principal, dorim să pregătim specialiști care ulterior pot să facă parte din corpul diplomatic al României sau pot să-și desfășoare activitatea în cadrul organizațiilor internaționale, în cadrul instituțiilor. Cred că am întâmpinat o dificultate în ceea ce privește legătura cu doamna profesoară. Încercăm să restabilim această legătură. Excelența voastră, doamna ambasador, ce înseamnă în contextul conferinței care a fost organizată astăzi și la care ați participat ca invitat special, ce înseamnă profesionalizarea și reprofesionalizarea în domeniul relațiilor internaționale? Pentru că s-ar putea ca pentru unii dintre telespectatorii noștri acești termeni să fie probabil mult prea tehnici, să fie prea greu de înțeles, probabil chiar. Nu cred. Sincer vorbind, cred că ar trebui să vorbim mai ales de reprofesionalizare, pentru că vreau să știți de la un profesionist cu 30 de ani în Ministerul de Externe că avem foarte mulți profesioniști foarte buni în corpul diplomatic de carieră. Avem diplomați de carieră excepțional, care însă sigur nu sunt vizibili pentru că esența diplomației este discreția și confidențialitatea. Deci cred că mai curând ar trebui să vorbim de o recalibrare a instrumentelor diplomației pentru a ne adapta la metamorfozele prin care trece profesia noastră din cauza circumstanțelor actuale. Știți foarte bine că am trecut în ultimele decade de la diplomație tradițională la o diplomație din ce în ce mai publică. Deci de la diplomația clasică la diplomația modernă și acum ne îndreptăm cu o viteză exponențială înspre diplomația digitală. Tranziția la diplomația digitală poate aduce acestei profesii, evident, un suflu de modernitate, însă există un revers al medaliei. Riscul de a pierde acea discreție și acea confidențialitate, care spuneam că este esența profesiei și care, de fapt, generează o încredere esențială între părțile aflate la masa negocierilor, de exemplu, pe baza căreia se obține rezultate în diplomație. Experiența mi-a arătat mereu că rolul chimiei interpersonale între membrii corpului diplomatic, între diversi diplomați din diverse țări, nu trebuie subestimat. Și cei care au participat vreodată, chiar și dacă nu au participat la negocieri diplomatice, dar la un anumit tip de negociere, ei știu că o discuție între patru ochi, în afara cadrului oficial, poate influența semnificativ rezultatul unei negocieri. Și este doar un detaliu. Deci, aș vorbi de adecvare la circumstanțele actuale. Sigur, pandemia a accelerat ritmul și în acest domeniu, dar sigur că trebuie să fim cu mintea deschisă la schimbare, să schimbăm lucrurile înspre bine atât cât putem, dar să nu uităm de ceea ce este fundamental în diplomație și să nu neglijăm mai ales. Doamna profesoară, cred că am reușit să restabilim legătura. Între timp discutam cu excelența sa, doamna ambasador, și eu, da, v-am auzit. Despre modul în care trebuie gândită această reprofesionalizare în domeniul relațiilor internaționale. Cât de interesați au fost studenții de această discuție și care au fost reacțiile lor, dacă ați putea să ne împărtășiți câteva dintre acestea?
Sigur, această acțiune pe care am organizat-o în cadrul școlii doctorale a suscitat un mare interes chiar înainte de a se desfășura, iar în timpul desfășurării evenimentului au venit foarte multe întrebări, doctoranzii noștri fiind extrem de curioși, dornici să afle care sunt componentele importante ale acestei profesii, ce înseamnă să fii diplomat de carieră, care sunt riscurile, care sunt părțile mai puțin plăcute, au dorit să vadă partea reală, dacă vreți, mai ales în acest context actual. A fost interesant, cred că, să vadă că diplomația reprezintă unul din instrumentele pe care politica externă le utilizează și ea trebuie să se adapteze vremurilor pe care le trăi. Ați văzut foarte mulți reprezentanți ai politicii externe la nivel internațional vorbesc de utilizarea diplomației și a negocierii, chiar negocierea. Diplomația asigură comunicarea între state, între guverne, între companii multinaționale, între actori statali și non-statali. Ceea ce ne-a plăcut tuturor a fost această componentă umană pe care excelența sa a reușit să o transmită, pentru că fiecare din frazele dumneaei a fost însoțit de exemple din vasta carieră și astfel că doctoranzii deja știu ce așteaptă dacă optează pentru o astfel de carieră. A fost o discuție umană în care am descoperit și alte părți, am văzut vulnerabilități, dar am văzut și puterea omului și a diplomatului care prin profesionalism reușește să facă față situațiilor deosebit de dificile, iar feedback-ul pe care l-am avut de la doctoranza a fost nemaipomenit. Și doamna ambasador, permiteți-mi să anunț mai ales feedback-ul și impresia pe care ați lăsat-o povestindu-ne experiența pe care ați trăit-o în urma exercitării misiunii dumneavoastră din Irak. I-ați impresionat în mod deosebit. Sunt convins că așa s-a întâmplat. Doamna ambasador, verificam înainte de misiune situația mea de pe Facebook și legătura pe care am creat-o pe această rețea de socializare cu dumneavoastră. Conexiunea noastră a început în 2015, deci câte de 6 ani eu vă urmăresc activitatea pe Facebook și sper că veți accepta descrierea mea. Sunteți de departe printre diplomații care stăpânesc cel mai bine comunicarea în social media. Nu e o laudă, e o realitate. Wow. Aș vrea să vă întreb, apropo de ceea ce menționa și doamna profesoară, apropo de faptul că și dumneavoastră ați menționat faptul că de fiecare dată diplomația de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei a încercat și a reușit să își recalibreze comunicarea, să se reinventeze. Ați menționat și de pandemie, cum s-a reinventat comunicarea în diplomație în contextul pandemic, acest context care a ridicat bariere în comunicarea interpersonală pe care ați menționat-o. În primul rând, sunt absolut uluită și să știți că sunt foarte încântată de evaluarea dumneavoastră în privința prezenței mele pe rețelele sociale, dar realmente eu cred că dacă nu existi pe rețelele sociale, dacă nu ești activ pe rețelele sociale, nu existi. Ori datoria mea ca diplomat este să găsesc absolut orice modalitate de a transmite mesajul util țării mele pe absolut toate căile. Mă bucură enorm că un specialist ca și dumneavoastră le apreciază utile și chiar de acum voi fi și mai atentă. Să știți că a fost o evaluare cât se poate de sinceră. Mulțumesc, mulțumesc mult, mulțumesc. De unde să încep? De la faptul că am venit într-un Paris ferecat în care, ajungând la prezentarea scrisorilor de acreditare la directorul general, m-am izbit de o pustietate stranie în superba clădire a în Casa UNESCO, cum se numește ea, în sediul organizației acestea prestigioase, de faptul că
80% din miriadele de reuniuni care în mod normal se întâmplă și se desfășoară pe acele coridoare se petrec în linie, cum spun ei aici. Faptul că întâlnirile mele, vizitele mele de curtoazie, pentru că am ambiția să îi întâlnesc pe toți cei 192 de colegi ambasadori, știți că sunt 193 de state membre ale UNESCO, multe dintre ele se întâmplă tot așa online. Și este cu atât mai mare bucurie atunci când văd colegi en présentiel, cum spune aici. Este o plăcere rară, din păcate, pentru că, după cum bine știți, situația cu pandemia nu este aici prea promițătoare. Dar, așa cum spuneam, ne adecvăm mereu mijloacele. Avem foarte multe întrebări, de fapt, la ora actuală pentru UNESCO, unde, apropo, România împlinește 65 de ani de membership anul acesta, deci o sărbătoare mare pentru noi la delegația permanentă și, nu știu, fiecare pas pe care îl facem capăt așa o conotație simbolică pentru noi. În acest moment sunt uriașe întrebări legate de desfășurarea celui mai important eveniment al UNESCO, reuniunea organului executiv al UNESCO, ce se desfășoară din 2 în 2 ani, se numește Conferința Generală, care este organul executiv care ia decizii cruciale pentru organizație. Sigur, vom discuta în acesta gestionarea efectelor pandemiei asupra componentelor mandatului UNESCO, vom discuta și vom adopta acte normative, strategii extraordinar de importante și vom alege un nou director general sau poate vom realege directorul general actual. Deci vă dați seama că în condițiile în care o asemenea reuniune de un asemenea nivel, care este de nivel înalt, evident, încă și acum ne punem întrebarea cum se va desfășura, nu vă mai spun de faptul că un alt eveniment important pentru noi, reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial, care însă înseamnă un eveniment care reunește mii și mii de oameni, în jur de 4.000, pentru că nu e vorba doar de componenta guvernamentală, ci și de lumea experților în absolut orice domeniu care se încadrează în mandatul UNESCO. Nu știm nici acum dacă se va întâmpla, iar noi avem niște dosare importante pentru România care sunt pe masa acelui comitet. Deci, cum să vă spun, creativitatea se împletește cu responsabilitatea. Noi totuși încercăm să ne facem treaba oricum, negocierile așa cum se pot face și coordonările așa cum se pot face online le facem, dar încercăm să găsim soluții, de obicei în tete-a-tete, pentru că nu îndrăznim să o facem în cercuri mai largi, pentru a nu pierde acel contact uman direct care ajută foarte mult în profesia noastră. M-au încercat sentimente contrare pe parcursul intervenției dumneavoastră, pentru că, având în vedere aceste evenimente care ar trebui să se desfășoare în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, mă gândeam că s-ar putea ca pandemia să le pună în pericol, într-o oarecare măsură, dar în același timp am realizat că s-ar putea să fie o oportunitate aceasta, și anume o oportunitate de a reinventa comunicarea în diplomație, probabil de a dezvolta noi practici în această comunicare. Doamna ambasador, așa să fie? Eu cred, absolut. Eu cred că aceste practici deja s-au născut. Deja, sincer să fiu, le folosim de un an de zile. Da? Și sigur că ne-am îmbogățit portofoliul și repertoriul de practici de genul acesta. Nu avem cum să amânăm aceste evenimente foarte importante. Să nu uităm că, de exemplu, reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial este amânată din 2020, deci n-a avut loc în 2020 și deja situația este gravă. Deci sunt absolut convinsă că vom găsi soluții, poate o variantă hibridă, poate un alt tip de variantă. Vă asigur că toată lumea este extraordinar de mobilizată în a găsi soluții și da, aveți dreptate, comunicarea se reinventează în aceste zile. Dar, încă o dată, nu cred că o tehnologie, oricât ar fi ea de sofisticată, poate în primul rând să garanteze securitatea confidențialității exercițiului diplomatic și să înlocuiască nici măcar cu perfecțiunea absolută a tehnologiei, contactul uman. Doamna profesoară,
Pe parcursul discuției noastre de până acum, mi-am adus aminte și de faptul că mulți dintre studenții dumneavoastră și studenții Universității Babeș-Bolyai, dar nu doar studenții universității noastre, îmi permit să o numesc așa, având în vedere activitatea mea didactică de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, dar realizez că mulți dintre studenți sunt fascinați de acest domeniu al diplomației. Mulți dintre studenții care, repet, au participat la conferința de astăzi și, apropo de asta, aș vrea să vedem împreună cu telespectatorii afișul acestui eveniment, afișul conferinței de astăzi. Mulți dintre cei probabil care ne urmăresc sau vor urmări emisiunea noastră pe Facebook, pe YouTube, apoi vor fi interesați de acest domeniu și întrebarea este, e o întrebare pentru ambele invitate, care ar fi competențele necesare pentru a deveni diplomat? Dacă există o listă scurtă a acestora, probabil e trivial să o numesc așa, dar de dragul eficientizării comunicării într-o emisiune televizată, care ar fi o listă a acestor competențe pe care ar trebui să le aibă un student sau să și le dezvolte, astfel încât să ajungă în diplomație? M-ar interesa, pe de o parte, perspectiva universitarului, a doamnei profesoare Cioci, apoi, pe de cealaltă parte, perspectiva diplomatului, a doamnei ambasador Miculescu. Mulțumesc pentru întrebare. A fost una din întrebările adresate și de doctoranzi în cadrul evenimentului de astăzi. Cred că este foarte important ca împreună mediul academic și cu mediul practic diplomatic în această speță să gândim împreună un astfel de model, dacă vreți, care să corespundă provocărilor secolului 21, când și sistemul internațional contemporan se reconfigurează. Așadar, îmi voi permite să enumăr câteva din aceste calități și voi începe cu patriotism, continui cu devotament, continui cu cunoștințe în domeniul de specialitate și mă refer aici la domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene, care implică domeniul istoriei, al geografiei, economiei, domeniul juridic, domeniul sociologic, psihologic. Desigur, componente care țin de comunicare, pentru că tot mai mult diplomația înseamnă comunicare. Nu întâmplător, dar n-am vrut să spun mai în față, componenta de negociere pe care încerc să o dezvolt și prin intermediul masteratului pe care îl coordonez în cadrul acestei facultăți, cel de negocieri internaționale și europene. Și, desigur, câteva elemente care țin de caracter, o anumită conduită, o anumită discreție, rafinament. Sunt elemente, cred că, importante care completează acest model. Nu o să vreau să ocup eu tot acest spațiu, dar cred că din partea mediului universitar vom merge foarte mult înspre competențele acestea care țin de dobândirea unor cunoștințe în domenii de cunoaștere și cred că foarte mult ar trebui să mergem în mediul universitar înspre cunoștințele care țin, pe lângă negociere, de cele de comunicare, comunicare diplomatică, pentru că au fost probabil mai neglijate și, desigur, cele care țin de protocol diplomatic. Sunt foarte multe exemple, dacă vreți, care se aduc în atenția mass mediei prin variantele negative, ca să mă exprim într-un mod elegant. O să las acum pe doamna ambasador să completeze, pentru că, desigur, sunt mult mai multe elemente și important este să știm că aceste elemente se formează, se educă. Bineînțeles, unele dintre ele ne naștem, cele care țin de personalitate, de temperament, dar restul se educă prin cunoaștere. Vă rog, doamna ambasador, să completăm acest tablou. Este cam greu să vii după, să urmezi după un universitar care are această putere analitică excepțională, dar sigur că voi încerca să aduc niște completări. Oricum, cheia de boltă a activității unui diplomat și a profilului diplomatului serios, diplomatului de carieră, este faptul că unicul său azimut, deci cheia de boltă a activității sale, este
promovarea interesului național. Diplomatul de carieră este apolitic, partidul său este țara și cred că totuși câteva cuvinte cheie ale profilului de diplomat ar putea să mai fie și pasiune, în ziua de azi creativitate, claritate, credibilitate, adaptabilitate, perseverență din plin, flexibilitate, onoare, demnitate, respect, curiozitate intelectuală și nu doar în domeniul relațiilor internaționale, în absolut orice domeniu, pentru că un adevărat diplomat are o cultură generală, solidă, eleganță, așa cum spunea și doamna profesor, obligatorie, spirituală, măcar grație intelectuală. Pregătire profesională solidă și continuă, pentru că un diplomat real de carieră este adeptul conceptului de lifelong learning, deci învață absolut toată viața sa, până și când este la pensie, capacități excelente de negociere și, da, abilități de comunicare impecabile. Și acesta este motivul pentru care îmi este foarte drag să spun că am introdus în curricula universitară din România, grație SNSPA-ului, în anul 2001, cred, o nouă materie, relații publice internaționale. Pentru că trebuie tot timpul să, sigur că abilitățile de comunicare și n-aș exclude inclusiv, aș introduce obligatoriu în pregătirea oricărui, nu numai a diplomaților, dar a oricui care activează în domeniul relațiilor internaționale, media trainings, deci ateliere de comunicare, simulări de interviuri. Toți reprezentăm România în felul nostru, da? Atunci când plecăm în străinătate sau când primim oaspeți străini. Abilitățile de comunicare sunt, pe lângă talentul nativ, abilități educate. Și sunt o campioană a acestei idei, mă vreau o campioană și sunt gata oricând să ajut în acest sens, pentru că întâmplător este și un hobby. M-aș opri aici, cu această scurtă, sintetică listă. În acest caz, excelența voastră, vom apela la experiența, la cunoștințele pe care le aveți în acest domeniu mai des. Și aici și la universitate. Mai avem doar câteva minute și tocmai pentru că se apropie data de 8 martie și pentru că la un moment dat am amintit și de stereotipuri. Există astfel de stereotipuri și în diplomație care s-ar putea să reprezinte uneori piedici în dezvoltarea unei cariere? Există, cu alte cuvinte, diferențe de gen care să faciliteze sau, din contră, o carieră în domeniul relațiilor internaționale, în diplomație? Vă rog. Întrebarea este inevitabilă. Întotdeauna mi se pune în perioada 1-8 martie, în fiecare an. Deci ne înscriem în perioada în care trebuie atunci cu această întrebare. Ce să vă spun? Aș vrea totuși să pornim de la premisa că să nu uităm. Femeile au avut acces la cariera diplomatică începând cu 1990, da? În timpul de dinainte de 89, femeile puteau fi cel mult secretare în Ministerul de Externe. Deci cred că am evoluat foarte mult în acest domeniu. În toată cariera mea, vă spun cu toată sinceritatea, nu am simțit foarte mult vreo discriminare sau diferențe de gen, pentru că cred că în diplomație ești privit în primul rând ca profesionist. Dacă faci față unei misiuni, unei dezbateri, unui proiect de rezoluție, da? Și am prezentat studenților în această dimineață exemplul, unul dintre sutele de exemple pe care le pot da, atunci când eram ambasador la ONU, când eram într-un ocean de reprezentare masculină, pentru că din 193 de țări doar 13 erau reprezentate de femei, iar eu eram și prima femeie din România care conducea misiunea diplomatică, reprezentanța permanentă a României pe lângă ONU. Eram curtată tot timpul, era o atmosferă extraordinar de plăcută, dar nu m-am mulțumit cu acest rol de
sigur, păpușă și, sigur, un rol care îmi făcea plăcere, pentru că, să nu fim ipocriți, tuturor ne place să fim curtați și admirați, da? Dar am simțit că nu este nicio diferență între mine și colegii mei bărbați atunci când, într-o dezbatere, enunțam un punct de vedere interesant, da? Și de aceea, o spun și o voi mai spune, eu cred că profesionalismul, inclusiv în diplomație, este un concept unisex. Doar că noi, femeile, aducem stilul nostru de a practica diplomația. Nu că o facem mai bine sau mai rău decât bărbații. Noi aducem genul nostru de șarm, genul nostru de eleganță, genul nostru de a învăța și de a exprima ce se întâmplă în lumea aceasta și în țara noastră. Și cred că împreună putem să facem lucruri frumoase, nu să tot timpul să facem comparații între unii și alții. Și chiar vreau să spun că este extraordinar cum a evoluat situația personalului diplomatic feminin în Ministerul de Externe și Gabriela știe foarte bine că doar a făcut parte din conducerea ministerului, dar a fost una din femeile secretar de stat. Totuși, în 30 de ani, în peste 30 de ani, totuși am reușit. Cred că femeile reprezintă la ora actuală peste 50%, probabil peste 60% din personalul diplomatic. Stăteam mai prost în timp la capitolul funcții de conducere, dar începem să recuperăm și acolo. Nu numai în centrală, unde din 5 secretari de stat avem 2 femei, dar în serviciu exterior, unde este mult mai dur. Da? Și la ora actuală, din 101 oficii diplomatice și consulare, 29% dintre ele sunt conduse de colegele mele, pe care, dacă cumva ne aud sau ne văd, le salut și le trimit un mărțișor de drag. E excelent. Aceleași gânduri bune se îndreaptă și din partea noastră către aceste doamne extraordinare. Asta am vrut. Doamna profesoară... A fost un demers diplomatic. Da, mulțumesc. Doamna profesoară, mai avem câteva secunde din emisiunea noastră, din discuția noastră, de fapt, din prima parte a emisiunii. Ne-ați obișnuit cu evenimente foarte interesante la școala doctorală pe care o conduceți. Dacă ați putea, foarte pe scurt, să ne dezvăluiți, dar chiar foarte pe scurt, următoarele evenimente pe care să le urmărim și pe care să le organizați dumneavoastră. O să organizăm în fiecare lună câte un eveniment. Vom continua dezbaterile privind viitorul Europei cu alte categorii reprezentând opinia publică, reprezentând mediul de afaceri și comunitățile epistemice. Vom mai avea invitat de la nivelul managementului Ministerului de Externe, de asemenea a fost ambasador și o surpriză la sfârșitul lunii mai, încă nu o dezvălui, dar încerc să aduc invitat un ambasador străin de această dată, nu din spațiul european. Excelent! Abia așteptăm aceste evenimente și sper că veți împărtăși câteva gânduri și cu noi aici la TVR Cluj. Sigur! Excelența voastră, doamnă ambasador, doamna profesoară, vă mulțumesc foarte mult pentru trialogul din această seară și sper să acceptați și invitații în viitor. Doamna ambasador, vă doresc mult succes cu noua dumneavoastră misiune. Doamna profesoară, vă doresc mult succes cu activitățile didactice și de cercetare. Numai bine, la revedere! Vă mulțumesc, bine. La revedere! Mulțumim. La revedere! Domnilor și domnilor, noi continuăm emisiunea noastră, așa cum menționam, discutăm în această a doua parte despre fondurile europene. În luna mai a acestui an, acum aproximativ 3 săptămâni, Parlamentul European a adoptat mecanismul de redresare și reziliență. În baza acestui mecanism, României ar urma să îi revină 30,44 de miliarde de euro. România, așa cum știți, a trimis un draft în acest sens către Comisia Europeană. Acest draft este în acest moment în lucru, urmează să existe o variantă îmbunătățită a acestuia. Despre mecanismul de redresare și reziliență discutăm acum, dar nu numai. Alături de noi este domnul Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, fost ministru al fondurilor europene. Domnule Boloș, bine ați venit la TVR Cluj. Bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația. Sper. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Boloș, aș vrea să începem discuția din această seară prin a ne referi la
Planul Național de Redresare și Reziliență, celebrul de acum PNRR. Au existat mai multe știri pe această temă în ultima perioadă. BAC a fost trimis înapoi de la Comisia Europeană, a fost trimis înapoi la București. BAC, de fapt, era o formă pe care guvernul o considera încă de la bun început, ca nefiind forma finală a acestui plan. Cum ar trebui să înțelegem această situație? Întâi de toate, Planul Național de Redresare și Reziliență, ca și document strategic pe care România îl are de elaborat, astfel încât să putem accesa cei 30,4 miliarde euro, a fost elaborat într-un prim draft în luna noiembrie a anului 2020, când în vigoare era decizia Comisiei Europene 408 din 2020, atunci când Comisia Europeană a propus pentru aprobare Parlamentului European un regulament în care erau doi piloni de bază care guvernau planurile naționale de redresare și reziliență a tuturor statelor membre. Și aici discutăm de ceea ce înseamnă tranziția verde, pentru care acel draft de regulament prevedea ca să fie alocată 37% din fonduri și un al doilea pilon, cel referitor la digitalizare, pentru care de asemenea era prevăzut în mod obligatoriu ca să fie alocate 20% din fonduri. Așadar, cei doi piloni pe care i-am menționat au fost și respectații în luna noiembrie, când am lansat în dezbatere publică Planul Național de Redresare și Reziliență, care, așa după cum se cunoaște, a fost lansat în dezbatere publică pe data de 26 noiembrie 2020 și apoi în luna decembrie erau planificate consultări publice, repet, pe baza acestui draft de regulament al Comisiei Europene, astfel încât să poată să fie luate în considerare eventualele observații sau propuneri de îmbunătățire din partea celor care erau interesați. Ce s-a întâmplat mai departe? Știm cu toții că mecanismul de redresare și reziliență a fost aprobat ca regulament de către Parlamentul European. Au fost incluși în plus față de cei doi piloni inițiali, încă patru, și aici mă refer la principalii piloni, cei care privesc politica pentru generația tânără sau politica pentru generația următoare, apoi sănătate și reziliență, apoi competitivitate și creștere inteligentă și coeziune socială și teritorială, cei patru piloni pe care i-am menționat, au fost adăugați la momentul la care s-a aprobat în final regulamentul Comisiei Europene, așa încât toate statele membre, cele care au pornit negocierea inițială cu Comisia Europeană, erau cumva și sunt, de fapt, obligate ca să își actualizeze planurile naționale de redresare și reziliență, încât să le pună în acord cu noile reglementări ale Parlamentului European. Așadar, de la sine înțeles este faptul că, pe de o parte, consultările publice trebuiau să aibă loc, iar din aceste consultări, ceea ce s-a propus ca și îmbunătățire sau ca și observații, și apoi în corelare cu noul regulament al Parlamentului European, Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să treacă prin acest proces de actualizare obligatoriu pentru toate statele membre. Acest plan, domnule Boloș, a intrat în colimatorul dezbaterii politice, asta și pentru că probabil era campanie electorală la momentul respectiv sau în orice caz urmau un set de alegeri. Aș vrea să vă întreb foarte sincer, dacă ați putea să ne spuneți, a afectat în vreun fel această dezbatere politică din țară, negocierile pe care România le-a dus și le duce în continuare cu Comisia Europeană pentru Planul Național de Redresare și Reziliență?
După cum știți, în perioada aceea în care s-a lansat în dezbatere publică Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost formulate o serie de critici din partea celor care erau interesați, inclusiv că planul de redresare și reziliență s-ar fi respins de către Comisia Europeană. Ori acest lucru este absolut neadevărat, pentru că nu avea cum să fie respins în contextul în care noi nu aveam un regulament al Parlamentului European definitiv și nu erau creionate toate regulile care trebuie respectate în privința elaborării Planului Național de Redresare și Reziliență. Sigur că am inițiat procesul de negociere, aș putea spune de consultare tehnică mai degrabă, între aparatul de specialitate al Comisiei Europene și noi, ca și minister care eram responsabil de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că aveam de câștigat. Întâi de toate, există o formularistică specială care se completează în legătură cu PNRR-ul. Există acel template pe care toate statele membre trebuie să îl completeze pentru ca să facă dovada nevoilor reale, astfel încât obiectivul final, cel de redresare economică și ameliorare economică, să fie respectat. Și din acest punct de vedere am inițiat aceste discuții care erau în favoarea noastră ca și țară, pentru ca să câștigăm timp în favoarea implementării proiectelor. Pentru că, pe de o parte, e important ca să avem decizia Comisiei Europene de aprobare a Planului Național de Redresare și Reziliență, dar pe de altă parte este foarte important ca proiectele pe care le discutăm ca să fie finanțate din PNRR să fie mature și mai ales noi la vremea respectivă am avut în vedere ca România, foarte important acest lucru, să își recupereze decalajul de dezvoltare pe care îl are față de celelalte țări din Europa de Est. Așadar, miza pe care am avut-o în vedere la momentul la care s-a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență a fost aceea ca România să își recupereze decalajul de dezvoltare și discutăm aici în termen de investiții publice, discutăm aici în termen de infrastructură rutieră, discutăm aici în termen de infrastructură feroviară, discutăm aici de sprijinirea mediului de afaceri sau chiar de modernizarea serviciilor publice. Noi, la vremea la care am elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență, am urmărit 4 obiective majore. Modernizarea României, modernizarea orașelor din România, modernizarea serviciilor publice, marilor servicii publice de educație și sănătate și, într-un final, să sprijinim competitivitatea economică. Desigur că lucrurile s-au schimbat între timp și obligatorie a devenit politica de coeziune socială și politica privind tânăra generație, pentru că aici regulamentul Comisiei Europene este destul de clar, și anume că Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să contribuie la toți pilonii pe care i-a aprobat Parlamentul European, deci toți cei 6 piloni, și din acest punct de vedere e limpede că România trebuie să aibă aceste direcții de intervenție, de investiții în ceea ce privește coeziunea socială și teritorială și în ceea ce privește politica tinerei generații. Domnule Boloș, două întrebări cred că reies din ceea ce ne-ați spus până în acest moment și aș vrea ca pe parcursul răspunsului domnului Boloș să vedem împreună cu telespectatorii și un clip video pe care l-ați lansat pe parcursul mandatului dumneavoastră, clip video care explică modul în care se distribuie acești bani. În ce stadiu, dacă știți să ne spuneți, în ce stadiu se află în acest moment acest plan și care este termenul limită, care este deadline-ul pe care nu trebuie ca România să-l rateze, astfel încât să nu riscăm să pierdem acești bani, care reprezintă o sumă semnificativă. Este șansa noastră pentru ca să ne recuperăm, cum spuneam, aceste decalaje de dezvoltare pe care le avem față de țările din Europa de Est.
În momentul de față, din câte știu, s-au derulat consultările publice pe care le aveam planificate în luna decembrie 2020, dar ulterior, datorită schimbărilor care au avut loc la nivel guvernamental, aceste consultări publice s-au reluat după cum era și firesc. De asemenea, știu că Planul Național de Redresare și Reziliență este regândit în forma în care este aprobat în momentul de față regulamentul Parlamentului European și, desigur, pașii pe care îi avem de parcurs în momentul de față sunt cei care sunt trecuți în regulament și anume data limită până la care putem depune Planul Național de Redresare și Reziliență este data de 30 aprilie a fiecărui an. Atenție, din acest punct de vedere e limpede că la nivel de regulament s-a introdus această facilitate pentru statele membre ca să poată să depună regulamentul, să poată să depună, cer scuze, Planul Național de Redresare și Reziliență până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în situația în care documentul nu este finalizat, redepunerea sau încercarea de a finaliza o altă variantă se derulează în fiecare an între 15 octombrie a anului calendaristic până în anul următor, până pe data de 30 aprilie. Pentru România este foarte important să valorifice timpul în favoarea adoptării deciziei de aprobare a PNRR-ului, pentru că partea foarte grea, care va rămâne de asemenea în sarcina statului membru, adică a României, va fi să identifice acele proiecte mature care ulterior pot să respecte celelalte termene intermediare pe care le avem în cadrul regulamentului. Pe de o parte discutăm de cei 70% din valoarea grantului care trebuie prezentat sub formă de angajamente financiare până în 31 decembrie 2022, respectiv să prezentăm Comisiei Europene contractele pe care le avem încheiate pentru proiectele care au fost luate în considerare la elaborarea planului și mai apoi avem un alt termen intermediar până în 31 decembrie 2023 când ni se încheie perioada în care putem arăta contractele pentru diferența de 30% din valoarea grantului și apoi, de asemenea, foarte important este data de 31 august 2026 când România trebuie să finalizeze proiectele pe care le-a avut în vedere pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, fiind o condiție care trebuie îndeplinită și din perspectiva indicatorilor ce se stabilesc la nivelul fiecărui domeniu de investiții. În caz contrar, nu reiese din regulament, dar se pare că suntem pasibili de a ni se lua banii, având în vedere că nerespectarea acestor indicatori pentru fiecare domeniu de investiții este sancționată în acest fel. Așadar, deci există acest risc, spuneți, domnule Boloș. Există acest risc, cum acest risc este posibil pentru toate statele membre, fiindcă toate statele membre au trecut prin aceeași procedură de actualizare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Cum spuneam, au fost introduși 4 piloni suplimentari față de cei 2 care au fost avuți în vedere la momentul la care s-a trimis regulamentul Comisiei Europene către Parlament în vederea aprobării. Și sigur că aici depinde de felul în care se va găsi un consens la nivel național, astfel încât punerea în acord a PNRR-ului cu prevederile din regulament să poată să fie făcută cât mai rapid și să rămână timpul fizic necesar pentru implementarea proiectelor. Domnule Boloș, pentru că ați menționat acest aspect al proiectelor mature pe care România și orice altă țară trebuie să le aibă, astfel încât să convingă Bruxelles-ul că putem
implementa aceste proiecte, putem primi banii respectivi. Aș vrea să vă întreb dacă metroul din Cluj, despre care s-a discutat adesea și la noi aici, la TVR Cluj, în mass media în general și mass media națională, intră cumva în discuție pentru a fi realizat din Planul Național de Redresare și Reziliență? La vremea la care am elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență, în prim draft, cel care a fost lansat în spațiu public în luna noiembrie 2020, avea această componentă a investițiilor în infrastructura de metrou prevăzută și aveam în vedere două localități, Bucureștiul și Clujul. Aici era creată această flexibilitate între proiectele de investiții în metrou, pentru că, după cum bine se cunoaște, aici are de câștigat acel beneficiar care este în măsură să respecte termenele prevăzute în regulament și pe care l-am menționat anterior. Așadar, ca să dau răspunsul foarte direct, metroul din Cluj era prevăzut în această variantă inițială. Nu sunt motive în acest moment, din punct de vedere al regulamentului Comisiei, ca să fie exclus de la finanțare, dar în același timp trebuie să fim realiști în ceea ce privește acest proiect. Din perspectiva asumării termenelor de implementare, sigur că în zona aceasta a proiectelor mari de infrastructură, fie că discutăm de infrastructura rutieră, fie că discutăm de infrastructura feroviară sau cea de metrou, responsabilitatea majoră în ceea ce privește punerea lor în implementare și respectarea termenului pe care l-am menționat, 31 august 2026, este în responsabilitatea exclusivă a beneficiarilor. De aceea este foarte important ca România să poată să contureze această variantă de draft final al Planului Național de Redresare și Reziliență, să se ajungă cât mai repede la o decizie pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, astfel încât aceste mari proiecte care reprezintă marea șansă a României ca să ne recuperăm, tot repet acest lucru, decalajele de dezvoltare față de alte țări, să fie o șansă pe care nu o ratăm. Iar din acest punct de vedere, lista cu ceea ce înseamnă autostrăzile, pentru că s-a discutat și se discută în continuare această oportunitate pe care o avem și care este îndrăzneață pentru România, deoarece multe state membre nu au propus o valoare atât de însemnată pentru infrastructura rutieră. În momentul de față, pentru guvernul României, este o adevărată piatră de încercare și în același timp o carte de succes dacă vor reuși să finalizeze cu succes negocierea, astfel încât să putem să finanțăm un volum cât mai mare de infrastructură de transport, pentru că ea reprezintă coloana vertebrală de dezvoltare pe termen lung a țării noastre. Sigur că toate celelalte direcții de investiții pe care le avem în momentul de față în Planul Național de Redresare și Reziliență sunt importante, dar de departe locomotiva de dezvoltare pe termen lung rămâne infrastructura de transport. Sper ca acest lucru să se întâmple cu adevărat. Ar fi cazul ca, iată, după atât de mulți ani, 30 de ani de la Revoluție și 14 ani plus de la aderarea României la Uniunea Europeană, să putem folosi fondurile europene și pentru autostrăzi și chiar să fie realizate. Avem mai puțin de un minut, domnule Boloș. Și da, nu vreau pe scurt, doar vreau să aveți o imagine completă asupra lucrurilor. Pentru că dacă până acum în politica de coeziune, adică în ceea ce înseamnă inclusiv infrastructura de transport, aveam un buget de 28,2 miliarde euro la fiecare perioadă de programare aproximativ, iată că acum suntem în fața unei șanse istorice în care se dublează bugetul alocat pentru această componentă de investiții și creștem la 30,4 miliarde euro. Acest buget imens pe care România îl are la dispoziție este o oportunitate aproape unică pe care o avem
Și apelul meu și înțelegerea mea către cei care trebuie să aibă un consens asupra acestui document strategic este ca să găsească cât mai repede o cale de înțelegere încât documentul strategic să poată fi pus în implementare. Domnule Boloș, n-am reușit să discutăm decât de câteva dintre temele pe care ni le-am propus, dar ceea ce vă lansez acum este o invitație pentru întâlniri, probabil chiar o dată la câteva săptămâni, astfel încât să ne țineți la curent cu cele mai importante evoluții din domeniul fondurilor europene. Sper să acceptați această invitație. Cu mare drag, este, așa cum am spus de nenumărate ori, resursa de aur a României, mai prețioasă decât rezerva de aur a României și am fost și sunt dedicat acestui domeniu pentru că este meseria mea de bază aceasta a gestionării fondurilor europene. Și acestea trebuie comunicate cât mai eficient. Vă mulțumim încă o dată, domnule Boloș, o seară plăcută. La revedere. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, multă sănătate, toate cele bune. La revedere.